Tot. La soțul i-au plăcut fetele. Și trebuie. Cum ați trecut peste faptul că ați fost înșelată? Am plâns. Am râs după aceea și a rămas familia. Trebuie să fie. Acum nu mai merge. Vedeți cum nu mai ascultă. Tineretul, copiii noștri nu mai vor să înțeleagă. Nu e bine, pac, divorț. Și cum ați reușit totuși să iertați un asemenea lucru? Am spus așa, eu trebuie să am familie, musai, orice se întâmplă. Și atunci a rămas și suntem 75-76 de 55 împreună. Credeați? Nu o recunoștea. Nu. Vine, a lucrat și la armată, mergea, venea prin aplicații, prin delegații. Nu recunoștea. Pur și simplu, și ce, l-a văzut fiul, mamă, uite așa. De unde? Nici vorbă, nici pe unul nu ne-a crezut. Și atunci ce facem? Rămânem, nu? Eu Săgmărean, că el e moț de la Avram Iancu de Băgaș. I-ați cunoscut vreuna dintre iubite? Da. Și ce i-ați spus femeii? Ce să-i spun? Ce poți să-i spui? M-am uitat și am spus, Doamne, ce-o fi găsit mai bun? O timișoreancă a rămas lângă soțul ei, chiar dacă acesta a înșelat-o în repetate rânduri. Femeia chiar le-a cunoscut pe unele dintre fetele cu care soțul ei a călcat strâmb. Deși a vărsat multe lacrimi din cauza infidelității soțului, astăzi, la 55 de ani de la căsătorie, încă îl iubește ca în prima zi. Cine spune că nu are discuții sau ăsta, minte, în rest n-a fost liber, cumperi ce vrei, faci ce ăsta, deci nu s-a pus. Dar i-a plăcut, ai plăcut femeile, domnule Pușcă, în capul lor, așa este, trebuie să-ți placă ceva. Dar pentru asta nu trebuie ca să ne supărăm. Acum e foarte greu să revenim la ceea ce am trăit noi. Comuniștii, că așa ne spun, că ne luăm pensiile. Dumneavoastră spuneți că noi vă mâncăm banii. Doamne, dar vreau să vă întreb sincer, dumneavoastră din răzbunare, nu l-ați înșelat niciodată? Nu trebuie răzbunare. N-ai pentru ce? Noi nu putem. Femeile sunt cele care trebuie să fie supuse. Așa spunea mama, trebuie să ascultați bărbatul, trebuie să vă supuneți voi. El e capul de familie. Și nu regretați că l-ați iertat de nenumărate ori? Nu. Acum ce mai face? Acum eu vin să cumpăr și mă grăbesc să merg la Iuzefin și el se duce în mall la fete, că acolo îi place. Încă merge la fete, doamnă? Da. La ce vârstă? Le privește, 76. Acum doar le privește? Da. Femeia spune că pentru a avea o căsnicie trainică trebuie să știi să mai închizi și ochii.